Bună ziua, stimați cetățeni și reprezentanți ai mass media. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, împreună cu colegul meu, Dumitru Ivanov, vreau să discutăm despre un subiect care în ultimele săptămâni este foarte activ discutat în spațiu mediatic, dar și într-un șir de ședințe de lucru, și anume despre siguranța pietonilor în municipiul Chișinău. Acest lucru este discutat tot mai mult, mai activ, pe toate segmentele, societatea civilă, instituțiile statului, dar mai puțin de către, este luat în seamă de către primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban. În municipiul Chișinău zilnic au loc accidente care pun în pericol siguranța și viața pietonilor. Una din cauze este lipsa unei infrastructuri adecvate pe care primăria municipiului Chișinău nu vrea să o amenajeze corect. Drept rezultat al incompetenței și a lipsei de acțiuni din partea actualului primar, dar și a subdiviziunilor responsabile, anual mor zeci de cetățeni, iar sute primesc diferite traume. Ion Ceban astăzi este mai preocupat de politica mare, este mai preocupat de crearea noului său partid, decât de siguranța pietonilor din municipiul Chișinău. Deși Inspectoratul General de Poliție în ultimii ani a expediat zeci de solicitări, aici sunt, pot fi spate de făcut cunoștință, atât și în mass media, cât și toți cetățenii, municipalitatea a implementat foarte și foarte puțin din toate acele prescripții pe care IGP le-a trimis către primărie. Toată corespondența, atât cu Inspectoratul General de Poliție și cu Direcția Mobilitate Urbană, Direcția Transport, poate fi făcută cunoștință cu ea. Am menționat despre Direcția Transport, care acum mai nou este Direcția Mobilitate Urbană. Anul trecut, în toamnă, a fost reorganizată și a fost mărit numărul de personal. De la 57 de angajați a fost mărit la 184 de angajați, dintre care 32 de funcții de conducere. Vedem cum aceste funcții sunt folosite mai mult pentru a servi primarul pe Ion Ceban decât pentru a face strategii și pentru a rezolva lucrurile în municipiul Chișinău. Ca să înțelegeți numărul de unități în cadrul Direcției Mobilitate Urbană, este cât două ministere luate împreună, spre exemplu, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministerul Sănătății. Vinerea trecută, IGP a organizat o ședință extinsă, și anume pe subiectul siguranței pietonilor în municipiul Chișinău. Au participat reprezentanți a Ministerului, societate civilă și experți din domeniu. Dintr-o dită mai Direcție Mobilitate Urbană nu a venit nicio persoană, nici din experți, din angajați simpli, nici dintre cei 34 de conducători din acea direcție. Mai mult decât atât, nu a fost prezent niciun reprezentant din Direcția Arhitectură, cei care dau autorizații de construcții pentru complexe aglomerate în zone cu o infrastructură slab dezvoltată. Acum apare întrebarea. Pentru ce a mai fost crescut numărul de angajați la o direcție care cuprinde practic angajații a două ministere, dacă problemele municipiului Chișinău nu sunt soluționate? Ce fac acei angajați? Vă spun eu, nu fac nimic pentru comoditatea chișinăuienilor. Am văzut cum Ion Ceban a ieșit în 2020 după un șir de accidente și a dat promisiuni că va interveni mai amplu pentru prevenirea accidentelor rutiere din capitală, ca apoi, după aproape 3 ani, să-l auzim la început de 2023 cu aceeași promisiune. Nu a mișcat un deget să asigure siguranța pietonilor.
iar declarațiile lui au fost de ochii lumii. La fel ca și jumătate, dar cred că și mai mult, din promisiunile din campania electorală din 2019, pe care le implementează de mântuială. Oamenii în continuare sunt striviți pe trecerile de pietoni. Iar această cauză este anume din cauza incompetenței și lipsei de voință, așa zișilor specialiști din cadrul primăriei. Despre propunerile fracțiunii PAS și viziunea acesteia, o să-l rog pe colegul meu, Dumitru Ivanov, să comunice. Bună ziua tuturor! Sunt Dumitru Ivanov, sunt secretarul fracțiunii PAS din Consiliul Municipal și înainte să vă prezentăm propunerile fracțiunii PAS pentru îmbunătățirea și creșterea gradului de siguranță a pietonilor la trecerea de pietoni, eu, în primul rând, aș propune să revenim la comunicare, să mai bine spus la lipsa de comunicare și refuzul de colaborare a primarului cu IGP-ul. În decembrie 2021, IGP a solicitat primarului să dea curs implementării recomandărilor incluse în cele 136 de prescripții și 23 de sesizări privind problemele care duc la blocarea traficului rutier și punerea în pericol a cetățenilor. Ce a făcut ceva? Vă spun, politică. Dar aplicarea recomandărilor care le-au dat cei de la IGP, nici vorbă. Vedem cu toții străzi blocate în ambuteiaje și accidente pe trecerile de pietoni. Mai departe, pe parcursul anului 2022, secția sistematizare circulației rutiere al Inspectoratului Național de Securitate Publică a înaintat în total 53 de prescripții în adresa primăriei și Direcției Generale Mobilitate Urbană, dintre care 16 au fost orientate spre mărirea gradului de siguranță a pietonilor, care nu au fost executate în întregime. Totodată, au mai fost elaborate și înaintate în total 29 de sesizări în adresa Direcției Generale Mobilitate Urbană, dintre care 11 sesizări au fost orientate pentru sporirea gradului de siguranță pentru pietoni. Din ele au fost executate doar 7. Ofițerii pentru sistematizarea circulației rutiere au mai înaintat 34 de prescripții către Primăria Chișinău privind instalarea, reinstalarea și renovarea indicatoarelor rutiere, repararea trecerilor pentru pietoni și aplicarea marcajului rutier. Doar 11 sesizări au fost executate. La momentul actual în Chișinău avem peste 900 de treceri de pietoni, dintre care mai mult de 430 nu sunt dirijate de semafoare. Este de datoria primăriei să se asigure că infrastructura din municipiul Chișinău este una adecvată pentru a avea un grad sporit de siguranță pentru pietoni. Cu regret, Ion Ceban, împreună cu direcțiile responsabile, demonstrează o incompetență și lipsă de voință pentru a crește gradul de siguranță la traversarea trecerilor de pietoni în oraș. În acest considerent, pentru a veni cu alternativă și pentru a propune mai multe măsuri de siguranță cetățenilor care traversează trecerile de pietoni, fracțiunea PAS a elaborat un proiect de decizie în prima etapă care are mai multe prevederi pentru atingerea testului deziderat. Proiectul de decizie propus de fracțiunea PAS prevede următoarele. Amenajarea pe parcursul anului 2023 a mai multor treceri de pietoni supraînalțate cu posibilitatea extinderii listei în apropiere de instituțiile de învățământ, locurile de pericol sporit de producerea accidentelor rutiere, locuri unde recent s-au produs mai multe accidente cu implicarea pietonilor sau locuri unde este un flux mare de pietoni. 2. Asigurarea iluminării trecerilor de pietoni ca oamenii care traversează strada să poată fi vizibili. 3. Înlăturarea obstacolelor ce limitează vizibilitatea pietonilor din apropierea trecerilor pentru pietoni. Și 4. Întreprinderea altor măsuri suplimentare necesare pentru sporirea gradului de siguranță a trecerilor pentru pietoni în raza municipiului Chișinău. Pietonii trebuie să treacă drumul în siguranță, iar Primăria Chișinău să asigure infrastructura rutieră atât șoferilor cât și pietonilor pentru a reduce numărul de accidente din capitală. Fracțiunea PAS propune implementarea în Chișinău a practicii Uniunii Europene, viziunea zero. În acest sens, am consultat cadrul de politică al Uniunii Europene privind siguranța rutieră 2021-2030, care prevede un șir de pași și acțiuni pentru diminuarea accidentelor cu implicarea pietonilor. Dacă tot domnul primar se pretinde a fi pro-european, îi recomandăm și dumnealui să facă același lucru. Mulțumim mult pentru atenție. Dacă sunt întrebări,
Dacă nu, vă dorim o zi bună în continuare. Vă mulțumim.